Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? Nielsen, mult retras. Crișan recâștigă balonul, Dinu la marginea careului, pasă pentru Dudu Georgescu în careu, Dudu Georgescu cu portarul, gol! Este minutul 28, dar prime reprise. Crișan recuperează o minge din picioarele unui jucător danez. O pasează lui Dinu, Dinu pătrunde. Dudu Georgescu în careu și 1-0 pentru România. Triunghi de pase, dobrit de Dumitru Lucescu. Centrarea lui Lucescu, cap Dudu Georgescu, gol! Dudu Georgescu așteaptă centrarea! Gol! Dudu Georgescu, gol! Dudu Georgescu! Este minutul 29 al primei reprise. Centrarea lui Mircea Lucescu este remată în poartă de Dudu Georgescu. 1-0 pentru România.
Acum Pantelici. Pantelici, dar a fost defansat de intervenția bună a lui Tamaș. Contra. Contra. Ține mingea de ren, trece de doi adversari foarte bine contra. Pasă la Mutu, dintr-o bucată pentru Marica. Marica! Este! Este 2-1, ce fază splendidă inițiată de această insistență a lui Contra. Să alunecă, nu a fost bine informat de colegiul său că este atacat. Prea însă Bogdan Mara, Mara în poziție centrală. Marica! Marica! Gol! România! Chiar când intram în... Din nou Gică Popescu respinge până la Hagi, plecată de la limita offside-ului, centrează, fără preluare și gol! Spuneam că este în continuare numai 0-0, nu mai este Viorel Moldovan dintr-o excelentă pasă a lui Hagi, profitând și de ezitarea fundașului Stoclasa. Viorel Moldovan înscrie primul gol al acestei partide în minutul 10. Echipa noastră tocmai se cerea schimbare la margine, dar între timp a mai întrecea promisă întârziere antrenorului Iordănescu. Se preconizează introducerea lui Adrian Dinie în locul lui Viorel Moldovan. Regajează sau cei care s-a aplaudat de spectatorii gază. Sorinel Munteanu centrează din prima și în sfârșit gol! Gol estimat creșador! Și clasic extraordinar, Viorel Moldovan a scris golul! Tackle schimbat în secunda anterioară, Hagi Iordănescu. Îl felicită Hagi pentru că a mai avut puțină răbdare. Ceea ce nu prea face de obicei, să spunem, glumim puțin antrenorul Iordănescu. Acum îl sărută pe Adrian Ilie și că lasă că a intrat. Minutul 72, România scrie prin Viorel Moldovan. Pasă pentru Iordănescu. Șuta lui Iordănescu și 2-2. Imagine Iordănescu, autorul acestui șut. Revedem faza, pasă a lui Dinu pentru Iordănescu, șut acestuia, balonul a lovit un jucător spaniol. Continuă tradiția frumoasă de rezultate reușite în confruntările cu 11-le reprezentativ al fotbalului. Primul atac al echipei române, Lucescu. Lovitură cu capul, Dmitrache, gol! We'll be right back.
Lucescu. Din colțul careului de 6 metri, Iordănescu deschide scorul în primul minut, 1-0. Executat Iordănescu, gol! Execuție identică cu cea din meciul Dinamo Steaua de duminică seară. Iordănescu marchează al doilea gol al său și al echipei române în acest minut 31. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight to die. O face Mutu în careu, îl driblează pe Dudek și este 2-0. Este 2-0, bravo Adi, al doilea său gol de regulamentară se vede pe această reluare. Dudek trimis la semințe, cum se spune. Și din spatele porții, foarte bun jocul lui Adi. Excelent dribblingul. Început de reprizatul de la care mingea și începe de tună roță la fotoa și se desfăcă excelent și de minge portarul pasajic. Un gol vendativ pentru echipa noastră care în prima reprizare a suferit destul. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain and mercy. Condiția noastră de atac este minutul 5 al partidei și din nou Dorinel Munteanu își așează balonul pentru a executa lovitura liberă. Filipescu e marcat de Ion Dantoma cu aceeași mișcare spre Filipescu. Cert este că beneficiem de o lovitură de la 11 metri și Gheorghe Hagi are șansa să înscrie cel de-al 33-lea gol la echipa națională. Șut al lui Hagi, România-Paraguay, 3-2. Like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slow.